Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Și aș dori să încep eu prezentarea, că aș dori să le las pe Doamne să vorbească mai mult. În primul rând, această lucrare a fost realizată cu binecuvântarea Înaltei Sfinției sale Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei. Și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pentru că ne-a ajutat să aducem la lumină această carte. În această lucrare se găsesc cuvinte omagiale ale Patriarhului României, ale Metropolitului Moldovei și Bucovinei, ale Înalt Preasfințitului Calinic al Moldovei, cuvinte ale de amintire ale Maicii Iustina, stareța Mănăstirii Palhin, unde Părintele a locuit zi de zi, apoi cuvinte ale starețului Mănăstirii Petru Vodă, Părintele Harifel Negrea. Aș dori să mulțumesc și celor care ne-au ajutat pe partea editorială și artistică, fostul secretar al personal al Părintelui Iustin, monahul Filoteu Bolan și Maicii Neomila. De asemenea, aș dori în primul și în primul rând să mulțumesc Părintelui Iustin că ne-a primit cu brațele deschise și s-a rugat pentru noi, iar rugăciunile lui se simt până în prezent. Mulțumim organizatorilor galeriei pentru că ne-au ajutat în această zi națională de cinstirea martirilor din temnițele comuniste și mulțumesc tare mult doamnei Maria Trifan pentru că a venit să ne onoreze și doamnei profesor Crina Palas, care este o fică duhovnicească a părintelui Iustin. Le las pe ele să vorbească. Mulțumesc tare mult că ați venit și doamne ajută!